Consilierii municipali severineni s-au reunit astăzi în ședință ordinară pentru a aproba mai multe proiecte. Printre acestea, regăsim rezolvarea problemei delicate a extinderii rețelei de gaze și atragerea de noi fonduri europene pentru dezvoltare. Câteva proiecte de hotărâri importante care pot face lumină în probleme delicate ale municipalității s-au aflat astăzi pe agenda de lucru a ședinței ordinare a Consiliului Local Drobeta Turnu Severin. Unul dintre ele face referire la un acord de principiu din partea Consiliului Local pentru ca operatorul de gaze Mehedinți Gaz să poată vinde rețeaua proprie de distribuție a gazelor aflată în concesiunea primăriei. Vânzarea este una intens așteptată și se va face către RomGaz. După această tranzacție, rețeaua de gaze din municipiu se va putea extinde mult mai rapid. Severin către un terț operator autorizat de către ANRE, respectiv către RomGaz SA, avizează Comisia Buget Finanțe, Comisia Juridică. Supun la vot cine este. Am împins de la spate Mehedinți Gaz să caute o soluție, ori să vândă, ori să extindă rețeaua. Au hotărât să vândă, ne-au cerut acceptul, suntem total de acord numai să scăpăm de această firmă ce ne-a creat enorm de multe probleme în ultimii ani. Să sperăm că lucrurile se vor derula rapid. Înțeleg că este în spatele acestei cereri un audit, sunt documente făcute, vedem exact și când se va îndeplini această cerință a lor. Primăria Drobeta Turnu Severin continuă atragerea de fonduri europene, iar în acest sens s-au depus mai multe proiecte. Unul dintre acestea este pe programul Angel Salini și presupune asfaltarea mai multor străzi din cartierele mărginașe ale Severinului. Un proiect ordinea de zi a fost legat de proiectul Angel Salini. Din acest moment intrăm în linie dreaptă pentru a demara și la nivel de municipiu acest proiect Angel Salini de asfaltare a mai multor străzi din municipiu, că sunt aproximativ 18 străzi în zona cartierului tinerilor, mai avem în zona Walter, cu totul ne apropiem în funcție și de ultimile cerințe care le avem, în jur de 43 de străzi. Printre proiectele de pe ordinea de zi, a mai existat unul destinat dotărilor pentru situații de urgență, precum și unul destinat renovării energetice a grădiniței cu program prelungit numărul 7 din municipiu.